Așa își petrec timpul la Centru Educațional Recreativ din Căușeni cei 50 de copii refugiați din Ucraina, dar și din comunitatea locală. De la începutul lunii mai, piciui sunt integrați în activități distractive cu tematica zilelor Europei. U kogo jest gore? Cine are mâini? Cine are mâini? U kogo jest gore? Smotrili? Da. Ну хорошо. Скажите, вы каждый из вас разобрали, какая тут есть еда? Да. Чи вы птицы лауда вы фикали? Вы от интерес, чи вы калявица колу? Нет. А смыка придется, что чего? Да. Нет. Да. Вон. С детьми провели мероприятие, они познакомились со странами Евросоюза, ознакомились, какие страны туда входят, узнали об их культуре, о их национальной кухне, о том, какая страна имеет море, какая страна имеет горы. Для детей это было интересно. Как бы мы с ними разрисовывали флаги, то есть они узнали, какой флаг какой страны. Копиii au mărturisit că în cadrul acestor activități descoperă mai multe lucruri despre Europa, iar acest lucru îi ajută să-și lărgească orizontul de cunoaștere și să se familiarizeze mai ușor cu tradițiile altor țări. Am aflat multe țări din Europa și ne-am numit țările pe care le purtam și ce au mări, n-au mări, diferite mâncăruri din alte țări. Noi nu avem mare, noi nu avem munți. Vă invităm să mâncați sarmale cu brânză. Mi-a plăcut tot. Am avut pe noi țări din Europa. Copiii au spus că în acest centru se simt minunat și vin aici zi de zi. Iar cu ocazia zilelor Europei au învățat foarte multe. Am învățat multe țări, ne-am jucat dacă avem în țările astea mari, munți sau ce mâncare. Am studiat țările europene. Mâncarea tradițională a României este zeama. Da, Franței. Este ratatul și foie gras. Новые страны, которых не знал. Новую еду, которую слышал. Fiecare activitate în care sunt integrați cei mici este planificată de cadre didactice atât din Republica Moldova, cât și din Ucraina, conform unei curicule internaționale. Pentru activitățile dedicate zilelor Europei au fost alese jocuri și concursuri specifice. Fiecare dintre ei au reprezentat o țară oarecare, una din cele 27, și fiecare au avut o informație scurtă despre țară, cum ar fi dacă are mare, ori dacă are munți, și ce mâncare tradițională foarte bună am căutat noi să mergem la ei în vizită. Și ei fiecare s-au prezentat într-un fel anume și pentru că au fost momentul de repetiție, ei au memorat cine și ce are. Asta a fost momentul care m-a bucurat pe mine. Apoi am planificat și niște estafete care probabil le-au plăcut foarte mult să transmită euro de la unul la altul, pentru că euro este valuta comună. Presupun că copiii au fost fericiți cu activitatea de azi și au învățat ce este Uniunea Europeană. Vă reamintim că Centrul Educațional Recreativ din Căușeni a fost inaugurat în luna noiembrie anului 2022 în cadrul proiectului pilot. Încurajăm copiii prin cunoștințe și abilități sociale, implementat de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată cu suportul People in Need Moldova.